Studiile recente arată că rata de creștere a diasporei românești este a treia din lume după refugiații de război din Ucraina și Siria. Artist Emigrant este o serie de reportaje despre muzicieni timișoreni contemporani care au fost sau încă sunt emigrați în străinătate. Sunt Sabin Drohoi, regizor și producător de film și voi fi gazda dumneavoastră în această serie. Cătălina Ciortea e membră a trupei All Over și student la psihologie în Potsdam, lângă Berlin. Cătălina, ce a determinat plecarea ta în străinătate? În primul rând, din cauza studiului, ce puțin din liceu mă gândeam că mi-ar plăcea să studiez în străinătate, plus că aveam și cunoștințe în Germania și mă gândeam că ar fi un fel de pot spre a experimenta ceva nou. Școlile sunt foarte bune, mai ales pe psihologie, ceea ce mi-am ales eu. Universitatea mea e în Potsdam, care e un orășel în sudul Berlinului, dar locuiesc în Berlin. Cum se împacă psihologia cu muzica? Când scriu piese și e foarte introspectiv și te gândești la sentimentele și emoțiile tale, trebuie să te împaci cumva cu ele și despre asta e și psihologia, analiza minții și analiza gândurilor, deci se împacă destul de bine, spune. Primul an a fost un pic mai greu cu muzica, am încercat să mă adaptez și eram așa un pic singură și ocupată cu școala, mă obișnuiam cu sistemul nemților. Dar acum îmi fac timp, merg la open mic-uri, la jam session-uri, îmi scriu idei de piese, îmi înregistrez. La mine în cameră am o interfață și am un program pe laptop și înregistrez bas, chitări, voci. Îmi place să fac muzică așa seara, târziu, mă simt mai inspirată. Ai simțit vreodată că ești discriminată acolo în Germania? Am simțit puțin la școală. În clasă nu sunt foarte mulți străini, aparat majoritatea sunt nemți și, în general, mi-am dat seama că mi-e mai ușor să mă împrietenez cu alți străini veniți din alte părți. Dar uneori simt că e o diferență, nu cred neapărat că e vorba de prejudecăți, dar cumva se simte că avem alt background cultural și e cumva și un pic limbajul diferit, că nu vorbesc chiar germană perfectă, deci e clar un baraj acolo, dar oricum sunt destul de primitori nemții în experiența mea, cel puțin berlinezii sunt foarte comunicative așa și deschiși. Între timp mi-am găsit și eu un cerc mai internațional și cumva asta e și un avantaj al Berlinului, mi se pare că e un oraș foarte divers și foarte intercultural și întâlnești oameni din toate colțurile și e clar un avantaj pentru mine. Din ce locuri ale lumii sunt tineri acolo, alături de tine? Chiar prietenii mei cei mai buni sunt din Rusia, Finlanda, Franța, India, din Anglia, din toate locurile, da. Ce relație ai cu orașul ăsta? Ce înseamnă pentru tine Timișoara când te întorci acasă? Am simțit la un moment dat că mi-ar plăcea să experimentez ceva nou, cumva să cresc în alt mod decât aici, dar mereu când mă întorc în vacanțe și așa, mă simt ca acasă, simt o altfel de căldură, simt că mă refreshuiește puțin. Da, și limba îmi lipsește. Și când sunt în Germania, trebuie să citesc în română sau să ascult muzică în română. Am noroc că stau cu fratele meu, care și e student. Și da, atunci vorbesc română, am acolo o persoană de bază, da. Că suntem pe malul canalului Bega, ce relație ai cu această apă? Îmi place foarte mult să mă plimb pe malul Begăi. Asta e una dintre activitățile mele preferate din Timișoara. Plus că e pista de biciclete pe malul Begăi, foarte frumos mereu. În contextul ăsta, care e relația ta și cu natura? Eu simt o relație strânsă cu natura, simt că are o energie foarte calmă și foarte pașnică și că cumva avem grijă una de alta, natura de noi și noi de ea. Mi se pare foarte important să petreci timp în natură, să te izolezi din când în când, să te reconectezi cu pământul, să nu poluezi cât se poate.
Cum te gândești tu că vor fi lucrurile pe viitor? Iei în considerare să termin studiile și să rămâi acolo sau iei în considerare să te întorci? Încă mă gândesc, sunt 100% sigură că o să mă întorc cândva în țară. Nu știu dacă neapărat după studii mi-ar plăcea să și lucrez, poate să mai călătoresc un pic, să mă prim și eu să mai văd lucruri, dar clar mi-ar plăcea să mă întorc în țară cumva. Ce genuri muzicale îți plac și ce genuri muzicale abordezi în creațiile voastre? Genul pe care îl ascult eu cel mai mult este indie. N-am ascultat mai mult rock în liceu, acum sunt mai mult pe indie și pop și soul, dar genul nostru e bazat pe alternative rock, aș spune. Cum se potrivește personalitatea ta foarte sensibilă, de altfel, cu instrumentul destul de dur, destul de apri care interpretez? Da, îmi place foarte mult această dualitate, mă simt confortabil, adică îmi dă încredere în sine când cânt la bas și simt cumva baza sunetului și duritatea lui. Îmi oferă o bază bună să cânt peste. Îmi place foarte mult. Și oricum se potrivește și cu mesajul trupei. Mai glumește Luca în concerte că suntem bipolari pentru că avem foarte multe piese foarte alerte sau foarte soft. Sunt două extreme care se împacă împreună.